Este ora 9, este semn că putem începe evenimentul de astăzi. Bună ziua! Numele meu este Adrian Lupșor, eu sunt director executiv al Centrului Analitic Independent Expert Group. Astăzi lansăm un studiu dedicat riscurilor de corupție în domeniul reglementării afacerilor. Este practic continuarea seriei de studii și activități pe care noi ne le-am asumat pe dimensiunea anticorupție în domeniile economice, pentru că este o problemă pe care cu toții o recunoaștem ca fiind una stringentă pentru dezvoltarea economică a țării. Și în viziunea noastră, combaterea corupției ține evident de guvern, dar este foarte important să fie și un rol activ al societății civile, al mass media, al mediului de afaceri, sindicatelor, de fapt a tuturor agenților de dezvoltare în țară. Și scopul studiului este să informăm și să creștem nivelul de conștientizare a întregii societăți despre lacunele existente în cadrul legal, cadrul instituțional, care alimentează riscurile de corupție și în așa mod să ajutăm și conducerea țării, dar în același timp să punem și presiune cumva pozitivă pe conducerea țării să accelereze reformele în domeniul corupției, pentru că noi înțelegem că crizele sunt multe și cumva ne-am deprins să activăm în condiții de criză și de urgență, dar nu trebuie să uităm de problemele fundamentale care se perpetuează practic parcursul la 30 de ani de existența Republicii Moldova și care nu trebuie ignorate. Și astăzi colegul meu Grigore Vieru va prezenta rezultatele unui studiu care, cum am spus, elucidează în viziunea noastră cei mai importanți factori care alimentează riscurile de corupție și sperăm că acest studiu va servi ca punte, ca bază de discuții și în cadrul acestui eveniment, dar și în cadrul altor evenimente și va impulsiona activitatea guvernului, donatorilor și altor instituții în vederea combaterii acestor riscuri care limitează corupția. Înainte de a da cuvânt lui Grigore pentru a prezenta studiul, sunt bucuros să invit cu un cuvânt de salut reprezentanta CNA. Mă scuzați, eu... Olga Țâșu. Eu mă prezint. Doamna Țâșu, vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua, onorată asistență, stimați colegi. Una din atribuțiile Centrului Național Anticorupție pe segmentul de prevenire, dar și domeniul de competență a subdiviziunii pe care eu o reprezint, ține de evaluarea integrității instituționale prin identificarea riscurilor de corupție în activitatea entităților publice, analiza factorilor care generează aceste riscuri și, corespunzător, oferirea recomandărilor de înlăturare a deficiențelor pe care noi le constatăm. Controlul de stat asupra activității de întreprinzător, dar și eliberarea actelor de permisive în domeniu sunt, de fapt, prin definiție, domenii vulnerabile la riscurile de corupție. Și această afirmație este susținută inclusiv de multitudinea dosarelor penale care sunt intentate în domeniu, dar și de o serie de studii, cercetări realizate de către organizațiile neguvernamentale, experți independenți. Și nu în ultimul rând sunt regretabile și acele afirmații ale oamenilor de afaceri care continuă să menționeze despre abuzul organelor de stat cu atribuții în control, corupție, dar și acte normative ambigui și nepertinente.
De fapt, acestea sunt criteriile de bază care stau la justificarea inițierii evaluării externe a riscurilor de corupție în activitatea entităților publice. În ultimii 2 ani noi am finalizat aplicarea acestui instrument în privința Agenției Supraveghere Tehnică, pe segmentul de mediu, Agenția de Mediu, Inspectoratul Protecției Mediului, Agenția Mulțilva și Întreprindere de Silvicultură din subordine, Agenția Națională Siguranța Alimentelor, dar și recent am publicat concluziile privitor la rezultatele evaluării în privința Agenției Naționale Sănătate Publică. Cu regret, problemele constatate de către experții CNA sunt destul de grave, iar buna guvernare considerăm că este afectată de stagnarea dezvoltării unei culturi a integrității instituționale, cât și de aplicarea defectuoasă a controlului intern managerial. Cadrul de reglementare lacunar și ambigu, adoptarea unor acte departamentale prin extinderea abuzivă a sferii de competență, lipsa sau aplicare defectuoasă a procedurilor de control, eliberarea frauduloasă a actelor permisive, dar și aplicarea neconformă a soluțiilor de ghișeu unic sunt printre factorii de bază care generează riscurile de corupție în acest domeniu. Este regretabil faptul să constatăm și în prezent că în teritoriu o agenție eliberează acte permisive care deja de circa 4 ani de zile țin de domeniul de competență a alte entități publice. Ne-am confruntat cu situații când și o întreprindere de stat eliberează o autorizație sanitară de funcționare pentru farmacie, ies în teritoriu cu control agenți publici care nu dețin aceste atribuții prin fișa postului sau sunt cazuri de eliberare a actelor permisive în baza unor norme depășite de timp încă de pe timpul URSS, nefiind cel puțin traduse în limba de stat și o serie de alte nereguli care sunt documentate și descrise în rapoartele noastre de evaluare plasate pe pagina web a Centrului Național Anticorupție. Impactul acestor riscuri clar că este destul de grav și afectează nu doar mediul de afaceri, dar și societatea în general. Probabilitatea foarte înaltă de materializare a acestor riscuri în activitatea entităților publice cu atribuții de control este susținută inclusiv și de rezultatele testelor de integritate profesională care sunt aplicate de către colegii mei din cadrul Direcției Testarea Integrității Profesionale. Practic, toate agențiile pe care eu le-am menționat, cu excepția Agenției de Mediu, această etapă a fost aplicată. Cu siguranță că constatările studiului de astăzi vor veni să susțină sau să completeze concluziile expuse de către experții noștri în rapoartele de evaluare. Sper că prin colaborare vom reuși să promovăm inițiative și politici în domeniu, dar de comun și să monitorizăm implementarea eficientă a acestora pentru a atinge rezultatele scontate în domeniu. Mersi mult și succes! Da, mulțumim mult. Noi apreciem eforturile CNA în ceea ce ține de prevenirea corupției, ori anume atenuarea celor riscuri de corupție face parte dintr-o politică anticorupție, zicem așa, sustenabilă și ca parte a prevenirii, iată că venim și noi cu acest studiu, care sperăm că va completa și, într-adevăr, va susține concluziile CNA. Grigore, acum ai cuvântul să prezinți studiul. Te rog. Așa. Sper că simt mai bine acum. Riscurile de corupție în domeniul controlelor de stat și reglementării activității de întreprinzător este un studiu care s-a lucrat și s-a bazat pe un focus grup pe care l-a organizat Expert Group. La acest focus grup au participat mai multe asociații de business. Inclusiv au fost examinate mai multe rapoarte ale Curții de Conturi și ale Centrului Național de Anticorupție, la care am făcut referință în acest studiu. Și astfel, ceea ce ne-am propus
pentru a elucida sau de a scoate în evidență cele aspecte mai sensibile la acte de corupție în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, de vom discuta în continuare. Cu toții ne dăm seama și înțelegem foarte bine că corupția are efecte distrugătoare și cel mai mult, dacă nu este conștientizat acest lucru, mergem spre situații în care țara să aibă de suferit și cetățenii. Fenomenul corupției în Republica Moldova și cum afectează aceasta mediul de afaceri. Corupția în Republica Moldova rămâne în continuare una dintre principalele fenomene ce stagnează dezvoltarea țării. Totodată, prevenirea și combaterea acestea s-a regăsit întotdeauna în programele de guvernare ca fiind o prioritate în vederea realizării reformelor economice, politice și sociale. Nivelul de corupție în țara noastră a înregistrat în ultimii 2 ani o scădere, deși este vorba de o diminuare nesemnificativă, oricum tendința este una pozitivă, iar pentru a spori ritmul, mecanismele de combatere a corupției trebuie să fie aplicate pe deplin și cel mai important însă este creșterea gradului de conștientizare în societate a faptului că corupția este distrugătoare și trage după sine consecințe grave. La fel, am înregistrat îmbunătățire și la capitolul percepției corupției. Deci, potrivit International Transparency, noi, ca țară, am reușit să îmbunătățim acest indicator cu 2 puncte în anul trecut. Astfel, ne clasăm deja pe locul 105 de la 115 comparativ cu anul 2020 din cele 180 de țări. Riscurile de corupție în procesul de reglementare și control activității de întreprinzător. În cadrul focus grupului și documentelor studiate s-a constatat că cele mai problematice domenii sunt anume obținerea actelor permisive și atunci când au loc controlele de către instituțiile de stat în domeniul reglementării activității de antreprenor. Acest aspect foarte mult s-a discutat și în cadrul focus grupului și anume obținerea actelor permisive au fost evidențiate ceea ce ține de sănătatea publică, siguranța alimentelor, construcții și transporturi. La efectuarea controlelor de stat asupra activității de întreprinzător, știm, sunt câteva categorii, sunt mai multe categorii de controle planificate, inopinate, dar sunt și controle în cazul în care se solicită un act permisiv. Deci, cum potrivit legislației, atunci când un antreprenor solicită un act permisiv pentru a se desfășura activitatea, acesta poate fi eliberat doar în cazul unui control pentru a se asigura că toate criteriile, condițiile potrivit legislației sunt respectate de către solicitant și astfel să fie eliberat acest act permisiv. Deci, în aceste două situații, are loc o interacțiune directă dintre solicitant și inspectorul unei instituții și în acest fel sporește interacțiunea dintre acești doi, sporește riscul de a avea loc un act de corupție. În toate aceste exemple, fie mita este cerută sau propusă, în cazul de pistării anumitor încălcări sau pentru a evita legea, aceste domenii pun presiune pe mediul de afaceri și sunt un sol fertil pentru a perpetua corupția. Astfel, necesită o mai mare atenție din partea autorităților și societății civile aceste două domenii. Actele permisive. Așa cum am spus anterior, deci
Un prim factor care predispune la acte de corupție sunt cazurile în care antreprenorul interacționează direct cu instituțiile statului în vederea obținerii actelor permisive. Și aici este vorba de licență, autorizație, permis, certificate, avize și altele. Elemente de corupție la eliberarea actelor permisive în domeniul sănătății publice. Aici facem referință la raportul CNA privind rezultatele evaluării integrității instituționale în cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică, la care s-a referit și anterior doamna Olga, și potrivit lor, cele mai problematice domenii sau acte, cazuri, s-au întâlnit la eliberarea autorizațiilor sanitare pentru încăperi, care nu corespund normelor sanitare, crearea de impedimente la obținerea documentelor sanitare necesare funcționării unor obiective, eliberarea abuzivă a unor acte permisive ce țin de competența ANSA. Iarăși dumneavoastră, doamna Olga, v-ați referit și la aspectul ăsta. ANSP-ul eliberează acte care sunt de competența ANSA. Eliberarea abuzivă de avize sanitare în lipsa unui cadru de reglementare permisiv și eliberarea excesivă sau arbitrară a autorizațiilor sanitare pe domenii și activități care nu sunt reglementate. Tot într-un cadru unui astfel de studiu similar, CNA a identificat acele elemente de corupție în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și anume la situații de eliberare a certificatului de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor, urmare efectuării controlului la fața locului. Aici funcționarul s-a obligat să urgenteze eliberarea autorizației sanitare de funcționare în baza unei scheme tehnologice a spațiului comercial ce nu corespundea cerințelor. Atunci când când se solicită actul permisiv, chiar dacă totul este în regulă, toate dosarul este complet, s-ar putea întâmpla eliberarea actelor predispune o anumită perioadă de timp. Și cu toți dorim să putem beneficia de aceste acte cât mai repede posibil. Deci un aspect de corupție este aici anume pentru a urgenta acest proces de eliberare a actului. Elemente de corupție la eliberarea actului permisiv în construcție. Este un alt domeniu strigător la cer și astfel voi face referință la clasamentul Doing Business pentru anul 2020, unde Republica Moldova are cea mai proastă poziționare la capitolul actelor permisive în construcții. S-a clasat pe locul 156 din 190 de țări. Obținerea autorizației de construcție în Republica Moldova durează de două ori mai mult decât în Europa Centrală și de Est și presupune de două ori mai multe proceduri decât în țările membre OCDE. Prin urmare, aceste date impun analiza detaliată a sectorului respectiv din perspectiva riscurilor de corupție. Iată de ce este el atât de stringent. Vulnerabilitățile de corupție din domeniul actelor permisivi din construcții confirmate de către CNA. Un prim aspect pe care l-a identificat Centrul Național Anticorupție este că evoluția ascendentă a domeniului construcțiilor impune necesitatea reglementării stricte a acestuia prin prisma strategiilor clare de clare și transparente de dezvoltare, iar evitarea normelor sau chiar opunerea în sensul reglementării ar putea dezvolta ipoteza prezenței factorului coruptibil. Printre aspectele sensibile legate de potențial acțiuni de corupție, au fost menționați funcționarii publici cu putere de decizie, ei reprezintă riscuri de comitere a actelor de corupție. Aceasta se explică prin prezența cazurilor în care aceștia nu întreprind acțiunile necesare și torelează construcțiile ilegale sau realizate cu abateri de la prevederile legale. Deci aici se observă lipsa de inacțiune a factorului de decizie.
Nu se întreprinde măsuri suficiente în cazurile de ocupare ilegală a terenurilor pe care de regulă sunt verificate construcțiile neautorizate. Un alt aspect sunt cele de încetarea proceselor contravenționale întocmite pe cazurile de construcții ilegale de către instanțele de judecată și neaplicarea demolării lor. Foarte impresionant este faptul că toate aceste situații, ele sau edificii ca sau construcții ilegale care au fost pornite, ele sunt duse până la bun sfârșit și obțin toate actele necesare pentru a fi date în exploatare, chiar dacă ele au fost construite cu abateri de la normele ilegale. Tot în acest domeniu, ce ține de actele permisive în domeniul construcțiilor, au fost identificate și de către Curtea de Conturi, și anume admiterea proiectării construcțiilor pe terenurile municipale. Un alt abatere pe care a identificat-o instituția este eliberarea documentelor permisive în baza unor contracte expirate de arendă a terenului, eliberarea autorizațiilor de construire cu încălcare regimului arhitectural urbanistic, inclusiv în lipsa contractelor privind supravegherea de autor, cu încălcarea procentului de ocupare a terenului prevăzut în certificatul de urbanism, precum și în lipsa extraselor din documentația de proiect. De asemenea, eliberarea autorizațiilor de construire în baza unor certificate de urbanism de proiectare expirate, lipsa avizilor de verificare a documentației de proiect, precum și procesul de eliberare a actelor permisive, este însoțit și de, totodată, Curtea de Conturi face referință și la cadrul legal care este vulnerabil în acest sens și care oferă posibilitatea autorizării lucrărilor de construcție, chiar dacă acestea puteau fi, chiar dacă acestea au fost demarate cu abateri. În continuare vom trece la un alt domeniu care a fost examinat în cadrul studiului nostru. Este vorba de actele de corupție în transporturi. Aici problema se concentrează asupra autorizațiilor multilaterale CEMT. Acestea sunt eliberate în vederea facilitării transporturilor auto-internaționale de mărfuri și utilizării mai eficiente autovehiculelor. Autorizațiile sunt atribuite Republicii Moldova anual, potrivit deciziei Secretariatului Conferinței Europene a Ministrilor de Transport. Aici atenția ne-a atras anume activitatea Comisiei CEM, pentru că acest domeniu, ce ține de eliberarea acestor autorizații CEM, este supravegheat de către o comisie sau cu anumite atribuții. În cadrul studiului au fost examinate mai multe procese verbale ale Comisiei CEMT, unde au fost depistate situații care indică semne potențiale de abatere de la norma legală cu privire la modul de atribuire a autorizațiilor CEMT. Așa, deciziile Comisiei CEMT, din ceea ce am reușit să studiem din acele procese verbale de la ședințele acestei comisii, am văzut că într-un anumit situația a fost modificată lista companiilor de transport aprobată în cadrul unei ședinți. Odată ce aceasta a fost aprobată, s-a recurs la modificarea ei în cadrul următoarei ședințe. Ori modificarea listei de companii aprobate anterior, fără invocarea motivelor, argumentelor, induce la ideea unor potențiale riscuri de clientism și depășire de atribuții. Prin însuși atribuțiile pe care le are comisia sunt de a valida dosarele companiilor care doresc să obțină această autorizație și
însuși obținerea acestei sau repartizarea acestor autorizații este făcută printr-un mecanism electronic și după o formulă matematică. De aceea, în sub nicio formă, comisia nu poate să decidă ea căror companii poate să ofere aceste autorizații. Ele se depun până la în luna decembrie și ulterior acele autorizații care nu au fost ridicate, este un termen limită pentru ca companiile care au fost atribuite aceste autorizații să le ridice și în cazul în care ele nu au fost ridicate, atunci comisia decide de organizarea, de distribuire a acestor, dar iarăși în condițiile regulamentului privind transporturilor și hotărârilor de a cadrului legal și celelalte. Așa. S-am observat în activitatea sau în procesele verbale pe care Comisia CEMT că unii membri a Comisiei nu au fost de acord cu ceea ce a fost indicat ulterior în procesul verbal, și anume subiectele care au fost discutate. De exemplu, în procesul verbal numărul 12, se menționa că a fost discutate atribuirea sau modificarea de liste, ceea ce de fapt la această ședință acest lucru nu a fost discutat și acest lucru poate fi verificat în baza acestui proces verbal, unde un membru al comisiei semnează că acest subiect de fapt nu a fost abordat. În continuare vom merge la celălalt domeniu și ține de controlul de stat. Controlul de stat este un domeniu pasibil acte de corupție și este asupra activității de întreprinzător. Obiectivele acestuia sunt asigurarea unui nivel mai înalt de protecția mediului, vieții, sănătății și proprietății persoanelor, supravegherea introducerii și circulației pe piața produselor, în vederea asigurării siguranței acestora, implementarea sistemului de analiză și a riscurilor de bază în baza criteriilor de risc. Cadrul legal care reglementează acest domeniu este legea 131 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Acest domeniu a avut mai multe modificări sau schimbări, îmbunătățiri, dacă trebuie să-l numim, în cadrul ghilotinei. Atunci au fost reduse numărul de instituții care sau organe de control pentru verificarea acestor mai multor domenii. Actualmente noi avem 13 instituții care au această împuternicire de a efectua control pe dimensiunea sa. Așa. Deci vorbeam despre reforma regulatorii prin ghilotină. Aceasta venea să diminueze din povara administrativă, să elimine situațiile de abuz și să asigure eficientizarea și transparentizarea controlului de stat și, prin urmare, să reducă numărul entităților cu funcții de control. Toate acestea, într-un final, trebuiau să elimine și fenomenul corupției din domeniu. Potrivit raportului de control de stat asupra activității de întreprinzător, în anul 2020, de către organele de control au fost efectuate 34.451 de controle, dintre care 22.519 au fost controle inopinate, ceea ce constituie 65,4 din total. Din acestea, ponderea de 21 fac parte din cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv. Am menționat anterior că anumite acte permisive pot fi eliberate doar în urma efectuării controlului necesar și legea prevede că doar pe segmentul, obiectul eliberării acestui document și nu alte tipuri de controle. S-ar putea să verifice alte lucruri în cadrul acestei identități. Așa, cele mai mari sau cel mai mare număr
sau lideri în acest clasament este Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția pentru Sănătatea Publică, Național pentru Sănătatea Publică și Inspectoratul Național și Fiscul. Așa. În cadrul focus grupului pe care l-am avut cu asociațiile de business, mediul de afaceri raportează periodic cazurile când organele de control și organele de drept intervin în activitatea de business în mod exagerat, neproporțional, abuziv, cu încălcări ale legislației sau focusându-se pe prevederile producerale care nu mai sunt existente. Comitatea de afaceri percepe aceste intervenții ca istorcare de bani sau anumite cazuri de preluare de business. Aceste lucruri au fost vociferate în cadrul focus grupului și un alt aspect pe care ne-am referit în acest context este că legea sau controlele de stat, ele nemijlocit trebuie să aibă principiul consultativ, cu abordarea din partea inspectorului de a gestiona rațional cu riscurile existente și de a ajuta agentul economic să respecte și să implementeze cerințele legii. Totuși, în practică, continuă să fie promovată abordarea controlului de stat drept activitate de cercetare și depistare a încălcărilor, de motivare prin intimidare și de colectarea resurselor suplimentare la bugetul organului de control sau bugetului de stat. Se atestă, iarăși în cadrul focus grupului, s-a menționat faptul că, în practică, organele de control au stabilit anumite plafoane minime ale sumelor ce trebuie colectate din amenzi în conformitate cu prognozele pentru bugetul de anul în curs. În special, cu prevederile din legea bugetului de stat. Aceasta impulsionează inspectorii să fie continuu în căutarea oportunităților de aplicare a amenzilor, astfel efortul în cadrul controlului de multe ori este ținut asupra găsirii încălcărilor, indiferent de gravitatea și importanța acestora. Un alt aspect pe care a fost discutat în cadrul focus grupului este că anumit performanța acestor instituții de control se măsoară anume în numărul de cazuri de încălcări pe care le-au depistat și a banilor pe care au fost colectați sau adunați la buget. Acesta este în mod absurd că obiectivul final al aparatului de stat ar fi cultivarea încălcărilor și oportunităților de colectare de bani și nu cel de a obține un număr cât mai mare de persoane care să conformeze și să respecte legea. De asemenea, urmarea a tot ceea ce acestui studiu, venim cu câteva concluzii, recomandări. Este necesar de aplicat pe deplin măsurile operate în cadrul reformei regulatorie privind simplificarea procedurilor de eliberare a actelor permisive prin înlăturarea aspectelor birocratice și maximizarea activității ghișeilor unice. Noi acum, după urma unor reforme, sunt 152 de acte permisive, ele au fost reduse în timp. O bună parte din ele, 130, circa 131 de acte, ele pot fi solicitate prin intermediul sistemului electronic, dar totuși sunt persoane care preferă totuși să meargă la instituția care eliberează acest act permisiv. Extinderea oportunităților digitale pentru IMM în acest sens, vedem că există politici de stat în acest sens și sperăm cât mai repede posibil
ca mediu de afaceri să fie reglementat sau crearea oportunități digitale pentru a simplifica activitatea. Materializarea demersurilor anterioare de instruire, de instituire a funcției avocatului poporului pentru drepturile antreprenorilor. Activitatea acesteia va fi axată pe problemele de protecție a drepturilor antreprenorilor, asigurând respectarea intereselor legitime ale reprezentanților mediului de afaceri de către autoritățile publice, de către persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile, alte organizații și întreprinderi și organizații comerciale. Derularea unor campanii de promovare destinate micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici privind cunoașterea drepturilor și procedurilor aferente inspecțiilor și obținerea actelor permisive. S-a demonstrat că în majoritatea cazurilor, atunci când are loc, de exemplu, un control, mulți antreprenori nu cunosc care sunt drepturile lor în asemenea situații. Ce ar trebui să prezinte acest inspector în momentul controlului? Trebuie să aibă un document care îi atestă această vizită, indiferent de tipul de control, să fie un registru în care să semneze această prezența lui și toate celelalte aspecte prevăzute de lege. Cu părere de rău, aici avem o lacună și mediul de afaceri ar trebui să ne gândească cum să instruiască sau să documenteze, să cunoască mai bine ce ar trebui să facă atunci când o instituție de control le calcă pragul. Examinarea oportunităților instituirii unei linii verde de informare și consultare în cadrul organizației pentru dezvoltarea antreprenoriatului, similar linii de telefon de la FISC, privind inspecțiile, actele permisive și alte probleme asociate activității de reglementare a afacerilor. Accelerarea implementării măsurilor de asigurare a integrității instituționale în cadrul instituțiilor cu tangențe și în reglementarea afacerilor. Implementarea managementului riscurilor de fraudă și corupție, instituirea și asigurarea funcționalității mecanismului avertizor și de integritate. Asigurarea transparenței proceselor de eliberare a actelor permisive în construcții, elucidarea cazurilor de abatere de la cadrul legal. Activitatea Comisiei CEMT creează dubii cu privire la deciziile luate în vederea redistribuirii autorizațiilor CEMT. Aceasta contravin cadrului legal. Îmbunătățirea guvernanței aferente activității Comisiei CEMT de validare a autorizațiilor eliberate transportatorilor. Digitalizarea și automatizarea la maxim a procesului de reducere la intervențiile potențiale ilegale ale agenților publici. Acest domeniu, precum am menționat anterior, deci distribuirea este făcută în mod automatizat și în baza unei formule, dar vedem că sunt situații care ne duc cu gândul că activitatea Comisiei ar avea anumite abateri. Mai mult, în procesul, atunci când este vorba de redistribuirea sau anularea acestor autorizații, ea se face prin instanță de judecată. Așa prevede legea. Ceea ce n-am văzut în procesele verbale ale Comisiei CEMP să facă referință la acest aspect și să motiveze cauza modificării listelor. Cam asta am vrut să vă comunicăm, să vă spunem în cadrul acestui studiu și sper că sunt întrebări. Mulțumim, Grigore. Acum deschidem panelul de discuții. Noi avem o ocazie inedită să discutăm un subiect atât de important într-o platformă foarte reprezentativă. Avem reprezentanții ai patronatelor, sindicatelor, instituții publice, donatori, experți și sper că vom avea o discuție constructivă la acest subiect.
Vă rugăm da, cine dorește să intervină și vă rog să vă prezentați când o să luați cuvântul. Da, vă rog. Da, bună ziua, mulțumim pentru studiul prezentat, este interesant și cred că vom mai reflecta, mai discuta pe parcurs și alte subiecte care sunt de controale și eu, așa, sunt Sergiu Iurcu, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Roiam, am vreo câteva întrebări de clarificare sau într-un fel de viziune asupra situației. Deci, din studiul dumneavoastră sau din ceea ce ați realizat, ați făcut o constatare referitor la cine este totuși inițiatorul, așa, o pondere de corupere. Este agentul economic sau instituția care vine cu controlul? Adică este un raport dintre cine mai des vine cu inițiativa aceasta. O a doua întrebare se referă la relațiile de muncă. Nu știu, ați făcut o analiză și este reprezentantul Inspecției de Stat a Muncii. Întrebarea este dacă totuși, pentru că sunt dezbateri la momentul actual, dacă relațiile de muncă sunt subiect a activității de întreprinzător. Și controlul se referă, legea 131 care ați menționat dumneavoastră, vizează activitatea de întreprinzător. Vrem să vedem, poate sunt și experți străini, dacă ne pot explica relațiile de muncă sunt subiect a activității întreprinzător sau nu. Și o a treia întrebare, iarăși, care aș dori așa să avem dezbateri. De obicei, instituțiile de control merg la întreprinderile, organizațiile care activează oficial, care sunt înregistrate oficial și povara aceasta clar că cele mai dese cazuri merg pe întreprinderi, instituții, organizații care cât de cât își oficializează activitatea. Dar cum am putea noi, ca instituții de control, totuși să își deplaseze într-un fel controlele asupra sectorului informal, asupra economiei informale, acolo unde practic știm că ponderea acestora este destul de mare în economia noastră. Adică ce puteți ne spune pe subiectul ăsta? Mersi. Mulțumim. Foarte important întrebări. Grigore, dacă dorești să intervii. Te rog. Ceea ce ține de raportul dintre cei care dau și cei care primesc, cine cel mai des, studiul arată că instituțiile publice sau reprezentanții instituțiilor publice sunt persoanele care este factorul de decizie și până la urmă el acceptă mita sau o solicită. Eu n-aș vrea să spun că unul e mai bun decât altul sau e mai rău decât altul. Ambele părți cred că joacă rolul în acest sens și ține de ei. Și cel care dă mita și cel care o primește, ambii sunt încalcă legislația. În cazul antreprenorilor sau cei care solicită actul permisiv sau sunt supuși controlului, în cazul în care ei nu au anumite nereguli, este interesat să obțină acest act chiar ca inspectorul să închidă ochii și să-l mulțumească într-un fel prin asta. Alte situații când în loc sunt inspectorul, invocă anumite motive și cu pretextul de a solicita mită. De aceea, cred că ambele părți au rolul decisiv aici. Mersi, Grigore. Eu o să-mi permit să completez sau să vin și eu cu o părere la subiectul ăsta. În general, deci, oamenii de afaceri inițiază afaceri pentru a face profit, da, în primul rând, nu pentru a da mită sau pentru a ambla prin instanțe și așa mai departe. Dacă cadrul regulator este complicat și costul de
costul de reglementare, costul de business este prea înalt, aceasta este o invitație pentru orice om de afaceri să-și optimizeze eforturile și să încerce să evite anumite bariere sau suprareglementări de stat. De ce? Din punct de vedere strategic, statul trebuie să simplifice la maxim orice formă de reglementare pentru a nu mai crea această invitație la corupție. Deci nu contează cine inițiază acest proces, contează faptul că corupția are loc acolo unde este suprareglementare, acolo unde costul de compliance cu cadrul legal este prea mare și invită la oameni de afaceri să facă parte din aceste activități improprii omului de afaceri. Pentru că, repet, oamenii de afaceri inițiază afaceri pentru a face profit și de aici derivă o serie de beneficii și externalități pozitive pe care le cunoaștem. Iar referitor la controle, ați atins un subiect foarte important. Ocuparea informală este o problemă acută pentru Republica Moldova și aici e vorba de o altă problemă. Aici deja balanța trebuie să fie înclinată în direcția consolidării capacității inspecției muncii pentru a face ca ocuparea informală să fie cât mai costisitoare pentru angajator și ocuparea formală să fie cât mai puțin costisitoare pentru angajator. Deci aceasta înseamnă că inspecția muncii trebuie să fie reformată. Aceasta trebuie să joace un rol activ atât în prevenire cât și în combaterea acestui fenomen al ocupării informale. Noi am vorbit și la acest capitol și știm cu toții că așa cum era până acum și contravenea prevederilor ILO și era practic un mediu ultra-permisiv pentru angajatori să abuzeze, pentru angajatorii de rea credință să abuzeze de legislația muncii, pentru că aveam o inspecție a muncii foarte slabă, care nu putea aplica amenzi, care nu putea face controale inopinate și așa mai departe. Dar în același timp, controalele, și în general noi trebuie să regândim abordarea noastră și percepția noastră vis-a-vis de rolul controalelor în economie. Scopul controalelor nu este de a aplica amenzi. Scopul controalelor este să ajute oamenii de afaceri să se conformeze cu cadrul legal. Deci finalitatea oricărui control nu trebuie să fie amenda, dar trebuie să fie prescripție. Trebuie să fie deci lista de recomandări prin care statul îi informează agentului economic dacă încalcă o lege ce să facă pentru a se conforma și să-i ofere timpul necesar și suportul consultativ necesar, deci omul de afaceri, pentru a implementa acele prescripții. Deci aceasta trebuie să fie finalitatea oricărui control. Dacă, de exemplu, la controle repetate se confirmă că firma, angajatorul, în mod intenționat, încalcă o lege, doar în acel caz amenda trebuie să fie cu adevărat usturătoare și așa mai departe. Dar noi trebuie să schimbăm percepția și a birocraților din sistem, a controlorilor din instituțiile care reglementează mediul de afaceri, dar și în societate, cu privire la controlul de stat. Nu trebuie să ne fie frică de acest termen, controlul de stat. Pentru că văd că deseori mergem cu moratorii pe controlul de stat pentru a ajuta oamenii de afaceri. În așa mod noi nu ajutăm oamenii de afaceri. Noi vom ajuta oamenii de afaceri atunci când vom schimba din temelii cum se fac controlele de stat și pentru ce ele se fac. Și eu cred că pe această prioritate trebuie să ne focusăm. Nu pe moratorii, dar pe reforma sistemică a controlelor de stat. Da, vă rog. Stimați colegi, vreau să menționez că nu toți funcționarii publici sunt corupți. Noi înregistrăm în rezultatul aplicării testului de integritate profesională și rezultate pozitive. Agenții publici refuză să se implice în manifestări de corupție. De aceea, important e și sunt colegii și vorbitorii ca să fie înlăturate acele circumstanțe care ar permite implicarea în manifestări de corupție a agenților publici
Și nu în ultimul rând vreau să menționez exemplul conducătorului, pentru că avem și partea negativă, cu regret se implică în manifestări de corupție, anume șef de subdiviziuni din teritoriu, responsabil și de control și de eliberare actelor permisive, și clar că acesta este un exemplu negativ pentru subaltern. Mersi mult, aș vrea să invit pentru comentarii doamna secretar de stat, doamna Ajder. Da. Din păcate nu avem locuri liberi, deci o să ofer locul meu. Mersi, domnul Pușor, pentru că tot vorbim despre inspecția muncii, domeniul pe care îl acopăr. Vreau să dau și eu câteva date și, în primul rând, susțin în totalitate ceea ce a expus domnul Pușor. Și am văzut că au fost date și niște cifre despre numărul de controle și aș vrea să facem așa un zoom-in pe inspecția muncii și să vedem cum stau lucrurile acolo. Deci în Republica Moldova sunt inspectate în jur de 0,3 din companii pe raporturi de muncă și pe sănătatea și pe securitatea în muncă. Media europeană este 10-15%, Germania 20%. Deci sunt foarte puține controle. De asemenea, un inspector face în medie 2 controle pe lună. Media europeană de noi este în jur de 10 controle pe lună. Dacă ne uităm la toți indicatorii despre cât de activ, cât de mult deranjează, ca să zic așa, deși sunt absolut de acord că nu este un deranj, este o parte normală pentru activitatea de întreprinzător să existe și aceste controle, este o presiune destul de mică. Și noi, într-adevăr, acum am lansat un proces în care suntem cumva în consultări și cu partenerii sociali și cu, am avut mai multe discuții și cu partea reprezentanții mediului de afaceri. Și, într-adevăr, noi vrem să profesionalizăm inspecția muncii la mai multe nivele, ca inspecțiile să fie mai eficiente, ca să existe un proces mai clar, o comunicare mai bună, dacă doriți, dar și să existe posibilitatea de a putea, ca inspecția muncii, să-și poată face munca. Pentru că, pe lângă costul foarte mare de conformitate, pe domeniul muncii nedeclarate, care este prioritatea noastră acum, există, cum a spus și domnul Pușor, un cost foarte mare de cost mic de neconformitate pentru cei care angajează la negru sau care plătesc salariile în plic. Aici noi trebuie să schimbăm această balanță și credem că inspecția muncii va avea un rol foarte important pentru a putea combate pe termen mediu, pe termen mai lung, fenomenul muncii nedeclarate și subdeclarate în Moldova. Dar vrem de asemenea să introducem și criterii de risc și un proces mai clar de analiză a riscurilor, pentru ca, într-adevăr, să fie controlele doar acolo unde există riscuri clare și indicatori clar că s-ar putea să existe abuzuri, pentru ca să nu ajungem în situația în care din nou se creează un risc poate amplificat de corupție dacă se duce pur și simplu aleatoriu sau fără o analiză prealabilă. Asta am vrut să clarific. Asta, da. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste comentarii. Da, cumva ați completat intervenția mea. Noi nu trebuie să vorbim neapărat despre reducerea numărului de controle pentru a combate corupția, dar să reformăm acest mecanism, și foarte bine că această instituție va implementa controle bazate pe risc, și eu sper că chiar mecanismul de controle și la distanță poate fi implementat, pentru că deseori dacă instituțiile cooperează cu fiscul, cu alte instituții care dețin informații importante, controlele pot fi făcute și la distanță, fără pentru a minimiza orice interacțiune dintre funcționar și agentul economic. Vă rugăm, da. Îmi pare rău că vorbesc în limba engleză, dar numele meu este David Smith și vreau să vorbesc despre controle și inspecții pe scurt, dar vorbind despre inspecția muncii. Să încep, de cine este responsabil de corupție? Cred că, de fapt,
Este o distincție foarte importantă pe care trebuie să o facem. Când vorbim despre mită, se are în vedere două lucruri. Și mită pentru avantaj de afaceri. De exemplu, eu pot să obțin un permis pentru construcția unui parc și dau mită. Și dacă vorbim de inspecții, inspecția muncii, de exemplu, vorbim în general despre extorsiune, unde practic îi se spune companiei să plătească, dacă nu îi se va fi închisă compania. Sau iată, trebuie să plătești 50.000, dar îmi plătești mie personal 10.000 doar. Și eu deci am avut o inspecție în luna noiembrie de la Departamentul de Siguranță a Muncii și s-au spus, deci în 8 ani de când sunt în afacere în Republica Moldova, au avut contrarii la departamentul, de la departamentul de pompieri. În primul rând, ei caută erorile și nu fraudă și lucrul ăsta este foarte important. Deci ei căutau să găsească erorile, nu sunt interesați în fraude din activități. În ceea ce privește munca, ei vreau să analizeze dacă angajații noștri sunt în un restaurant, dacă ei purtau măști, deci în luna noiembrie anul trecut, și dacă utilizau mânușile și deci ei s-au întâlnit cu noi într-o sală în care nu erau camere de luat vederi și ei nici nu vroiau să vorbească cu angajații. Ei pur și simplu vroiau să vadă dacă se conformează, dacă nu le conformă și dacă noi le dăm măști angajaților. Deci nu verificau să vedem dacă noi aveam stingătoare de incendii, dacă aveam documente pentru acele aparate, echipamente anti-incendii. De asemenea, cei care fac aceste inspecții nu arată ca niște angajați publici și nu poți să-i confunzi în stradă. Eu nu am văzut funcționari publici care să aibă mașini de 200.000 de euro sau să poarte lanțuri de aur la gât foarte mari. Se făceau comentarii sexiste la adresa femeilor angajate ale mele. Și asta înseamnă extorsiune. Mita este atunci când compania chiră pentru niște avantaje față de alte companii și noi avem o mare problemă cu extorsiunea. Și aici guvernul are o problemă foarte mare. Și asta se întâmplă în centrul Chișinăului. Asociația noastră de afaceri are membri în întreaga țară și eu vă asigur că situația în capitală este cea mai bună, de fapt. În regiuni situația este și mai rea. Deci eu cred că foarte multe lucruri pot fi spuse despre evaluarea factorilor de risc pentru inspecția muncii și altele, dar trebuie să vorbim și despre inspectorii. Cine face această muncă? Deci dacă salariul tău este de 5.000 de lei, dar tu ai o mașină de 20.000 de euro, atunci trebuie să ne punem întrebări. Sunt foarte multe probleme și aceste probleme trebuie analizate foarte clar și nu trebuie să confundăm mita și problema extorsiunii. Grassroots perspective on the problem. Vă mulțumim foarte mult. Da, este o confirmare. Extorcare, de fapt. Confirmarea necesității stringente de a reforma aceste instituții care fac controle. Dacă sunt alte întrebări sau comentarii, vă rog. Da, eu apoi, aș vrea să vorbesc. Ministerul Economiei, Ileas Cezar. Practic, vreau să vă spun că nu ne revine am fost autori la legea 131 împreună cu experții internaționali și în sensul acesta vreau să vă atrag atenția că legea respectivă s-a bazat pe cele mai bune practici internaționale. Adică nu era vorba ca noi să clădim ceva ce să contravin unor legi și convenții ILO de care se vorbește. În primul rând vreau să atrag atenția că
în discuțiile noastre interminabile la acest subiect. Asta este așa cum o discuție filozofică, ce a fost primul ou sau găină, aici și vorba de relațiile astea de muncă, în ce măsură ele sunt activitate de antreprenoriat. Ele sunt corelate, în primul rând, și una din alta apare și problema că ceea ce am propus noi în legea noastră se bazează pe o serie de principii care sunt focusate în legea respectivă și noi când în discuții eu am pus în fața colegilor și, știu, interlocutorilor mei, care din aceste principii contravin ideii de controle în domeniul muncii. Și n-am găsit niciun punct în care ei nu ar fi de acord cu noi. Vorba e că în unele cazuri noi trebuie să găsim, eu știu, niște momente critice care să le, sensibile care să le excludem din activitatea inspecției muncii, dar în primul rând vreau să vă atrag, dacă să vorbim despre care este raport între inițiatorii activității de corupție, cred că nu e vorba despre mediul de afaceri sau despre funcționarul public, am să răspund foarte simplu, este vorba de popor. Poporul este inițiatorul corupției la noi. Asta este morbul nostru balcanic, de ce trebuie să, în primul rând, să atragem atenția că multe popoare sudice au altă abordare față de corupție și chiar a fost și demonstrat din punct de vedere a multor statistici că totuși până când noi o să clădim altă abordare, țara noastră e, adică e vorba despre cumetri fini și în urma la acestea e mai ușor să te apelezi la un cumetru sau la un fin decât să cauți partea legală ca să mergi punctual să câștigi un act permisiv sau să deschizi o afacere. De aceea, în punctul ăsta, adică în întrebarea respectivă, n-are importanță cine este inițiatorul. Este principalul faptul că noi trebuie să schimbăm abordarea din punct de vedere chiar și știu, regional. Asta va ține poate sute de ani, vreau să vă spun. Da. Altă problemă e că noi când am propus legea cadru respectivă, până la urmă am mers punctual, pas cu pas, am introdus Consiliul Național de Soluționare a Disputelor, Consiliile Departamentale de Soluționare a Disputelor, ca să pornim discuțiile la nivel departamental, atragerea specialiștilor și a mediului de afaceri într-un schimb, într-un dialog, ca să găsim soluțiile chiar în miezul acestor probleme la instituții nemijlocit. A doilea pas a fost, am introdus metodologia de planificarea riscurilor, de planificarea controlului în baza criteriilor de risc asociate. Și vreau să vă spun că din acele 14 instituții, că este încă agenția feroviară care se formează acum, numai 10 practic planifică controlele în baza criteriilor de risc, dar și acestea, și de aici sunt de acord și cu domnul Lupușor, aceste propuneri de moratoriu, ele mai mult în controle, mai mult distorsionează activitatea noastră planificată, în care noi vrem să implementăm acele principii, acele stiluri de activitate, proceduri și în cazul moratoriului să pierde continuitatea acestor acțiuni. Deja trebuia în urma adoptării și hotărârii Guvernului 355 din 2020, era vorba să introducem deja și metodologia de evaluare a performanțelor
autorităților publice în baza altor indicatori, adică ca indicator nu să fie numărul controalelor, mai mult că atât noi l-am pus chiar în sens că așa am atras atenția. Acest indicator nu poate servi ca indicator de performanță. Și sumele de bani care au fost în urma penalităților tot nu poate servi indicator. Dar am propus o serie de indicatori generali. Asta este cum înzestrarea analitică a organelor de control, adică trebuie să fie niște compartimente în fiecare organ de control care organizează activitatea sa în baza unei analize și nu mergem pe listă A, B, C, D și controlăm mediul de afaceri deci, cu degetul. E vorba să găsim anume toate indicatorii ăștia bazați pe criteriile de risc și până la urmă și v-am spus cele trei indicatori generali și indicatori specifici de performanță. Adică fiecare autoritate, organ de control, își are specificul respectiv. E vorba, de exemplu, ANSA este vorba de conformarea agenților economici la niște cerințe ce țin de igienă și mai multe. De aceea, chiar ținem foarte mult la faptul ca să mergem, să dezvoltăm registrul de stat a controalelor, care ne oferă tot multe posibilități și pârghii de a organiza controalele pe principiile internaționale. Mersi. Din punctul ăsta de vedere, încă vreau să adaug ultima, că vrem să atragem atenție. Totuși, nu este legea cadru, nu este o bâtă pentru a lupta cu corupția. Este un instrument de a organiza activitatea organelor de control. Altă parte care va asigura posibilitatea de a reduce corupția, clar că să eliminăm la zero este imposibil. E vorba de, este legea, este codul penal, codul contravențional și anume din aceste momente noi putem să reușim la organizarea unor controle inopinate, reușim din mediul informal de afaceri. Vă mulțumim foarte mult pentru această perspectivă din partea Ministerului Economiei. Aș vrea să ofer cuvânt secretarii de stat din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale, pentru a veni cu o reacție. Da, mersi, mersi, domnul profesor, mersi, colegi. Dave, I'd like to address you. Vreau să... You know, thank you for sharing this. Really frustrating. Dave, mulțumesc tare mult pentru că ne-ai spus ceea ce ne-ai spus. Știu că este frustrant și vreau să spun ce planificăm să facem în acest sens. Noi suntem angajați cu pasiune să schimbăm această instituție și să schimbăm reputația acestor instituții de control. Și știu că nu doar dumneavoastră vă confruntați cu aceste probleme și problema este în salarii, de asemenea, e greu să te aștepți la altceva când oamenii au așa salarii. Am petrecut ceva timp la inspectorat și am avut aceeași viziune. Uneori, ceea ce crezi și realitatea sunt două lucruri diferite. Noi căutăm metode să creștem salariile, dar pe lângă asta vrem să avem o politică de zero toleranță față de corupție și orice lipsă de integritate. Dacă vreți să continuăm această discuție, pot să mă uit peste acest caz particular despre care ne-ați spus și cred că asta e ceva simptomatic care ne spune că există probleme mai mari acolo. Poate că ar fi bine să avem un inspectorat mai mic, dar care să aibă, în care publicul să aibă încredere. Nu vreau să aud despre astfel de experiențe atât de des, din nou și din nou. Cred că ar trebui să continuăm această discuție, deci mulțumesc.
la Ministerul Economiei. Bine, cred că nu o să ne avem perspective un pic diferite, evident. Vreau doar să spun într-un cuvânt. Deci, Uniunea Europeană ne amintește chiar în ultimul raport privind implementarea acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Se spune negru pe alb că în privința controalelor inopinate, legea 131 nu corespunde cadrului internațional. Și ne roagă Uniunea Europeană să adresăm acest aspect. Asta, bine, noi, nu pentru că doar pentru că ne spune Uniunea Europeană, dar este recunoscut că există totuși un mic conflict în ceea ce privește în special inspecția muncii, pentru că ea are un mandat diferit, specific, și în acest sens îmi permit să nu fiu de acord cu dumneavoastră că nu există probleme și ILO, la Comitetul de Norme, a spus foarte clar că într-adevăr contravine convențiilor ILO, dar din nou, controlele inopinate trebuie să fie combinate cu integritatea, măsuri care promovează integritatea inspectorilor. Asta e planul nostru. Vă mulțumim. Aș vrea să ofer cuvânt mai întâi domnului Busuioc, pentru că m-a ridicat mai interior mâna, așa pe dinastră. Vă rog microfonul pentru traducere și vă rog să vă prezentați. Bună ziua tuturor, sunt Liliana Busuioc, director executiv Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova. Vă mulțumesc frumos pentru acest studiu și pentru prezentarea lui. Încă o dată confirmă și validează problemele pe care cu toții foarte bine le cunoaștem și vreau să vă informez că noi la AIM, cu un an în urmă, am elaborat foaie de parcurs cu privire la controalele de stat, care a fost prezentată cu un set de propuneri către prim-ministru și sunt bucuroasă să vă anunț pe toți și să vă informez că există foaie de reglementare de reducerea poverii de întreprinzător pentru întreprinderile mici și mijlocii în cadrul Consiliului Economic și una din acțiuni este revizuirea cadrului normativ cu privire la controalele de stat. De asemenea, una din acțiuni este revizuirea sistemului sancționar. Ceea ce înseamnă că noi deja înregistrăm un progres și suntem pe cale de a realiza aceste schimbări în ceea ce privește cadrul normativ. Pe de altă parte, dacă să vorbim în general, cum s-a menționat aici cuvântul filozofic despre controale și una din propuneri este educația antreprenorilor cu privire la drepturile lor, vrem să menționăm că atâta timp cât nu există o instituție care să apere drepturile antreprenorilor, noi nu putem vorbi de prosperitate și nu putem vorbi de echitate. De nenumărate ori, mediul de afaceri în general a dat pentru crearea oficiului avocatului antreprenorului și la moment această inițiativă este pe pauză, nu avem un progres la ea, cu toate că mai multe asociații pledează pentru aceasta. Cred că este cazul ca să vină o presiune și din partea organizațiilor ca expert grup sau alte comunități și organizații care sunt pentru dezvoltarea economică și care pledează pentru aceasta. Pentru că, cum a menționat David despre cazuri că Chișinăul este o istorie de o istorie mai fericită a situațiilor în cazul controalelor. În regiuni situația este cu mult mai dramatică. Noi în fiecare an ne întâlnim cu zeci de antreprenori din regiuni pe viu și anul trecut am fost în dialog cu 800 de antreprenori online. Și atâta timp cât antreprenorii din regiuni nu au un instrument prin care se pot proteja, noi vom bate pasul pe loc încă foarte mulți ani. Și ultimul aspect pe care vreau să-l menționez este cumva idilic, mai abstract, dar totuși cred că este unul care poate fi cel mai rapid realizat și vorbesc la mentalitate, la cultura organizațională. Pe de o parte vorbim de cultura antreprenorilor de a-și cunoaște foarte bine drepturile în momentul în care vine orice inspecție la ei, ceea ce trebuie să facă, cum trebuie să se conformeze, ce au dreptul să verifice și tot așa mai departe. Pe de altă parte, cred că este critic de a schimba atitudinea funcționarilor publici în raport cu antreprenorii. Noi nu trebuie să activăm într-un mediu ostil. Noi nu suntem dușmani. Noi toți muncim pentru țara noastră, pentru cetățenii noștri și pentru dezvoltarea noastră economică.
Eu o să menționez lucrul acesta pentru că pentru mine a fost o revelație și un șoc total, pentru că eu în luna iunie am fost în SUA într-o vizită de studiu timp de 25 de zile. Unde ne-am întâlnit cu 60 de organizații, printre care autorități locale, primării, politicieni, organizații de business, antreprenori și oriunde nu am mers, eu am fost impresionată să văd că există o unitate totală. Autoritățile publice vorbeau despre antreprenori ca o echipă. Nu exista noi, voi. Fiecare participant în acest ecosistem este interesat ca businessul să se dezvolte, pentru că aceștia sunt contribuabili care achită taxe. Și atunci, pe partea asta de educație, una dintre propuneri pe care noi inclusiv am trimis-o anterior, dacă vorbim de indicatori de performanță, ce ar fi dacă indicatorii de performanță ale inspectorilor și autorităților de control ar fi cu cât a crescut cifra de afaceri, cu cât au crescut locurile de muncă, cu cât au crescut impozitele achitate la stat. Eu cred că este cazul ca să facem un shift total cum noi vedem această cultură și educația funcționarilor publici în a fi prietenii, cei mai buni prieteni și aliați și pe primele persoane interesate de dezvoltarea business-ului, care se poate reflecta și măsura în cifre, în încasări la bugetul de stat, cred că asta ar trebui să fie următoarea prioritate pe care trebuie toți să ne focusăm. Mâine este ședința plenară a Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, cu participarea doamnei Gavriliță și mesajul nostru, și îl spun și aici public, va fi să ia în prioritate și sub patronaj ca să urmărim evoluția implementării foii de parcurs pentru reducerea poverii de reglementare pe activitatea de întreprinzător, pentru că ea vizează direct IMM-urile, iar în situația și în criza în care noi ne aflăm, viteza cu care ne mișcăm și cu care implementăm schimbări trebuie să fie foarte mare și foarte accelerată. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru această perspectivă din partea întreprinderilor mici și mijlocii. Din partea expert grup pot doar să confirm ceea ce a indicat Grigore în studiu și acum declar public că noi susținem instituirea poziției de ombudsman al antreprenorilor, pentru că din păcate încă există aceste cazuri de abuzuri din partea unor funcționari publici asupra antreprenorilor și este important să fie asigurată bună funcționalitatea acestei instituții, ombudsman al antreprenorilor, și sperăm că guvernul ne va asculta și va implementa această măsură. O mică remarcă. Este deja în indicatorii de performanță, sunt așa parametri cum ar fi numărul de consultații și numărul de conformări cu legislația. Astfel mergem la implementare și atunci o să avem și rezultatele respective. Mersi. Mersi mult. Vă rugăm. Bună ziua, Cristina Tâșcu, Asociația Investitorilor Străini. După cum a menționat reprezentantul Ministerului Economiei, există consiliile pentru soluționarea disputelor. Asociația Investitorilor Străini face parte, practic, din toate consiliile de soluționare a disputelor și vreau să confirm că, într-adevăr, sunt foarte multe încălcări și din partea organelor de control atunci când se organizează controlele. Dar cel mai mult aș vrea să pun accent pe ceea ce a zis și Grigore anterior, că unul dintre cele mai vulnerabile sectoare este sectorul construcțiilor. Da, sunt anumite situații când, spre exemplu, organul de control invită, în baza cererii prealabile depuse de către un agent economic legat de procesul verbal de control, noi constatăm că sunt anumite încălcări atât din partea organului de control, cât și din partea agentului economic, dar cel mai interesant este că agentul economic nu poate fi sancționat pentru că la baza activității și tuturor acțiunilor sale stau niște acte permisive care sunt eliberate de către organele autorității administrației publice locale. Și atunci administrația publică locală este organul care ar trebui să poarte răspunderea
dar până la urmă nu poartă răspundere și ar trebui să facem o claritate în acest sens și business-ul să nu fie tratat într-adevăr ca cel mai vinovat, dar până la urmă dacă organul administrației publice locale emite anumite acte permisive, să poartă răspundere pentru aceste acte. Asta este remarca mea, ce am vrut să adaug. Mersi mult. În revers, sectorul construcțiilor... Da, vreau să vă spun că sectorul construcțiilor acum e într-o situație mai grea, de ce? Că legea 721 privind calitatea în construcții este învechită și a reportat foarte multe modificări, dar și trebuia într-un timp rațional, rezonabil, să fie adoptat codul urbanismului și construcțiilor. Dar acesta tranzitează deja de 5 ani acolo și la Parlament și așteptăm că adoptarea lui va schimba dramatic, adică în bunul sens a cuvântului, situația în sector va fi mult mai clară, oportunitatea mai multor acte permisive. A doua ce aș vrea să vă spun, ultima, da, ce ține de situația că miezul corupției totuși acum s-a mișcat de la organele centrale înspre cele locale și ei abuzând de dreptul lor de autonomie decizională, uneori pun bariere pentru implementarea mai multor propuneri legislative care deja ar trebui să fie implementate, în primul rând, ghișeile unice. În Chișinău situația e puțin altfel, dar aici mult ține de voința fiecărui primar și din punctul ăsta de vedere așteptăm la o conlucrare mai intensă cu organele publice locale. Mersi. Mulțumim. Grigore, te rog. Ceea ce ține de actele permisive din domeniul construcțiilor, ele pot fi solicitate prin intermediul ghișeului unui, dar ceea ce ține de municipiul Chișinău. Cu păreri de rău, în altă parte în țară, asta deocamdată nu este posibil. Mersi. Vă rog. Da. Bună ziua, Tarlev Afanasie, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. După cum s-a menționat în acest studiu, ANSA este unul din instituții de bază care desfășoară cele multe controle, atât planificate cât și inopinate, și eliberează cele multe acte permisive. Lunar de către inspectorii ANSA sunt desfășurate în jur de peste 1400 de controle și lunar se eliberează peste 20.000 de acte permisive. Ce doresc să spun cu aceste date, este domeniul de inspecție și control este unul și destul de complicat și major. Cine sunt acești angajați care desfășoară controle și eliberează acte permisive? Sunt acei inspectori care vârsta medie la moment este peste 55 de ani. Avem cele mai multe funcții vacante la nivel de inspector. Este foarte greu să angajezi un tânăr în funcție de inspector, fiindcă 82% din angajații ANSA în funcție de inspector au recunoscut în urma mai multor întrebări și chestionare că problema de bază este salariul mic. Și totuși, dați să ne recunoaștem că cât cel puțin de noi prezenți astăzi este gata să activeze ca inspector în funcție de 6.000 de lei. Eu nu spun că salariul mic justifică actul de corupție, dar de fapt foarte bine îl explică. Pentru noi formula este una foarte simplă. Vrei persoane bune, în primul rând oferă salarii bune. Mersi. Da, este cumva elefantul din cameră care l-ați numit în sfârșit. E o problemă pe cât de simplă, pe atât și de complicată. Da? Deci nu putem miza la reforme spectaculoase fără reforma salarizării. Sectorul public în general, nu doar al inspectorilor. Mersi mult pentru că ați ridicat această problemă. Ați dorit să completați? O mică remarcă. Cel mai des cazuri care întâlnim, avem ședințe, angajări, concursuri, avem vizite pe la universități, facultăți în care căutăm noi angajați. Evident, căutăm motive, careva motivații, dar întrebarea de bază care ne este pusă, care este salariul? Și aici avem pierdere totală.
Care spune că salariul mai ales pentru o persoană nouă angajată, fiind în perioada de primele 6 luni persoană debutantă, uneori nici la 6.000 nu ajunge de salariu. Atunci, noi automat primim răspuns, îmi cerem scuze, dar eu mai bine lucrez pasnic, să activez două peste două, să am mai puțin stres și responsabilități și un salariu poate uneori mai mult de 6.000 de lei. Și aici arată că avem destul de instrumente de a instrui personalul, de a pe locuri de a verifica, destul de control, avem chiar pe și inter, la moment în cadrul agenției tonul de vârf este toleranță zero la corupție, dar e greu să-l aplici, fiindcă hai să recunoaștem, de la un angajat flământ este greu să soliciți rezultate și eficiență. Asta e. Da, într-adevăr, dacă ne dorim profesionalism și integritate, trebuie să investim în aceasta. Vă mulțumesc. Da, vă rog. Bună ziua tuturor, mă numesc Dumitru Stăvile, directorul Inspectoratului de Stat al Muncii. Deși astăzi mai puțin s-a vorbit în studiu despre Inspectoratul de Stat al Muncii, dar în discuții mai mult s-a abordat problema respectivă. Eu înțeleg că mediul de afaceri poartă pic pe organele de control, dar vreau să spun un lucru, că dacă organele de control, fiindcă inspectori sunt foarte puțini și după cum vedem noi și numărul instituțiilor de control s-a diminuat, dacă mediul de afaceri și-ar cunoaște bine drepturile, în primul rând, legea 131, să o cunoască bine, ca o Constituție, ce își ține de interacțiunea între organele de control, eu vreau să vă asigur că nu ar discuta noi astăzi despre probleme de interacțiune, de corupție și așa mai departe. Fiindcă totul este reglementat în această lege. Este o lege foarte bună. Alta este acolo cu raportul cu Inspectoratul de Stat al Muncii, raportul de muncă, este chestiunea aparte. Dar legea 131 este o lege extraordinară. Ce este de activitatea organului de control Inspectoratul de Stat al Muncii? Acum sunt 2 ani de când inspectoratul are obligația gratis să acorde consultanță reprezentanților, angajatorilor, salariaților și celor interesați. Nu prea văd eu ca să vină, să consulte mediul de afaceri la Inspectoratul de Stat al Muncii problemele respective. Veniți și consultați, oameni buni, până la control, mai mult ca atât, și în cadrul controlului, în primul rând, spune accentul pe consultanță. Așa este legea 131. N-am întâlnit eu în calitatea mea de director, n-au venit nimeni, directori de întreprinderi să vină și așa mai departe. Asta e una. Dar aș vrea să văd dacă dumneavoastră ați spus în discuții sau în studiu respectiv, ați examinat și problema întocmirii planurilor de remediere. Fiindcă necunoașterea legii asta nu absolvă de răspundere. A mers, polițistul m-a oprit, m-a sancționat pentru faptul că am depășit viteza, și alte încălcări. Bine, ăsta este mediul de afaceri. Nu trebuie să-l sancționăm, să nu acordăm presiune respectivă. Totul e de înțeles. Se întocmește planul de remediere, dar termenii respectivi care stabilesc inspectorii, că ei sunt numai competenți, de la 30 de zile lucrătoare să 35 calendaristi până la 90 lucrătoare să 115 sau 105 calendaristice, ține de competența inspectorilor. Nu considerați dumneavoastră că perioadele respective ar genera corupție în lipsa informării adecvate a antreprenorilor, a mediului de afaceri, că ăștia nu cunosc. Dar ăsta cunoaște, el este acolo, ea, înțelegeți? Și în situația respectivă, eu consider că noi trebuie să examinăm unde însăși legile, normele respective și mecanismele generează corupție. Și apoi, nu pentru toate încălcările am putea să stabilim un termen de 30 de zile lucrătoare. Sunt încălcări care astăzi trebuie remediate, că dacă persoanele nu îi se acordă astăzi concediu potrivit programării, apoi lui nu-i trebuie 35 de zile să-i acorde concediu. Și alta încă e la mijloc. Dacă după remediere și apoi nu mai reușesc inspectorii, dar să privim lucrurile așa cum sunt, nu mai merg inspectorii îndată după ce a venit antreprenorul și a demonstrat că el a remediat încălcările respective după 35 de zile sau după 50 de zile, să meargă să verifice și la fața locului cum s-au remediat. Și atunci, în termen de 3 luni de zile la momentul când s-au remediat, antreprenorul respectiv poate iarăși să admită aceleași încălcări și iarăși aceeași procedură va fi cu planul ăsta de remediere, fără ca să fie sancționat. Eu nu știu, dar consider că chestiunile respective generează corupție în lipsa informării ăstora și posesia informației respective adecvate în raport cu inspectorii respectivi.
Cred că ar trebui de tot foarte responsabilitatea respectivă. Eu stimez mediul de afaceri și întotdeauna i-am chemat la cooperare și dați să consultăm problemele. Și atunci când fac abuz inspectorii, poftim, telefonați, veniți, dar și inopinat, nu mai spuneți care e unitatea, unde, cum altfel. Iată, noi discutăm aici, totul discută aici, dar iată, n-am văzut pe viu să vină cineva să spună, uite, ăsta admite presiune asupra unității respective. Hai, dați să fim deschiși, dar sau cum altfel? Ca altfel, la nesfârșit, cum a spus domnul Iliaș, asta la nesfârșit, asta o să durești 100 de ani. Eu vă mulțumesc, dar eu consider că noi ar trebui să ne cunoaștem, în primul rând, normele sunt bune, legile sunt bune, ar trebui să ne cunoaștem bine drepturile și să aplicăm respectiv. Mulțumesc. Da, mulțumim. Da, vă rog. Bună ziua, Natalia Mihalachi, compania Multcell. S-a discutat despre activitatea organelor în controlele de stat, s-a discutat de legea controlului de stat. Aș vrea să spun că legea este foarte bună pentru mediul privat, într-adevăr, adică ea, în momentul în care a fost elaborată și aprobată, ea a fost, ca un know-how pentru cultura Republicii Moldova. Totodată aș vrea să spun că în momentul în care a fost aprobată legea și ulterior, la ea s-au efectuat careva modificări conform cărora unele organe de control s-au exceptat. Putem să enumerăm Serviciul Fiscal de Stat, de exemplu, da? Sau alte autorități. S-au exceptat apărând în lege o excepție, precum că la organele astea nu se aplică legea, controlul de stat, la organele respective, în activitatea de control, se aplică legile speciale. Ok, a apărut așa o prevedere, însă, din păcate, nu s-a asigurat ca legile speciale să conțină în sine procedurile de control. Spre exemplu, dacă deschidem codul fiscal, la procedura de control avem un articol. Da, un articol numai la procedura de control, care este așa destul de general. Când încercăm, de exemplu, când vine cu serviciu fiscal în control și încercăm să punem niște limite, niște hotare, sau cum s-ar spune, să încercăm să discutăm niște reguli, ele nu sunt. Adică mediul privat nu are un mecanism, o procedură legală conform căreia ea poate să se protejeze și asta este o problemă. Nu știu dacă ea este în focus în activitatea de reglementare a controlelor de stat, însă noi am vrea să o reclamăm, fiindcă este o problemă, cum s-ar spune, pentru că dacă luăm sondajele sociale, cum se reclamă nivelul corupției la organele de control, serviciul fiscal, din păcate, figurează printre, cum s-ar spune, nemulțumirile mediului de afaceri. Însă o procedură clară de control așa și nu avem. Din ceea ce se referă la SFS, credem că ar fi bine de introdus în obiectiv și în domeniu, cum s-ar spune, de supervizare anume această problemă. Partea aceste controle sunt exercitate de către Inspectoratul Fiscal de Stat, de către Serviciul Fiscal de Stat, în mare parte, de număr total. Celelalte organe exercită controlul în baza planurilor de activitate și în baza analizei riscurilor la efectuarea controlelor inopinate. Da, mersi mult. În sensul respectiv vreau să vă atrag atenția că este și o parte obiectivă în cazul dat, deoarece serviciul fiscal are și o povară mai mare de controle, sute de mii de controle care le fac și de ce și în mod natural apar și mai multe neregularități în cazul dat. În altă parte, ei au aderat la toate momentele care noi am insistat, adică ei au și Consiliul respectiv de soluționare a disputelor, au metodologia de planificare a controlelor în baza criteriilor de risc. Problema e că această metodologie este secretă și e vorba că problema stă în faptul că mai mulți indicatori care acolo apar, ele sunt într-o oarecare măsură și e secret, că fi secret comercial și de aceea
într-o oarecare măsură îi înțeleg, ar fi bine cumva să îi atragem mai activ, plus și ei sunt în registrul de stat al controalelor, acel automatizat, unica că el funcționează nu la măsura în care noi am dorit și încă este în implementare. Am vrea să, nu știu, am probleme, am vrea să atragem totuși cancelarea de stat să fie cât mai deschisă, în sensul ca să conlucrez chiar la ziua de azi, nu sunt reprezentanții cancelarea de stat, care sunt posesorii acestui registru de stat și serviciul respectiv care gestionează controalele, tot nu este prezent, îmi pare rău. Mulțumim. Pe partea de fiscalitate, aici mai sunt două probleme. Codul fiscal, în general, calitatea lui, care are multe norme interpretative și această oferă deseori inspectorilor anumită marjă de discreție mai mare în interpretarea codului fiscal. Și a doua problemă este că atunci când apare o dispută, cumva codul fiscal mereu se tratează nu în interesul plătitorului de taxe, dar în cumva prezumt această nevinovăție, ea este slab respectată în discutarea disputelor. Din ceea ce am discutat noi cu mai mulți oameni de afaceri, s-a confirmat în mai multe cazuri. Este o problemă și acolo. Vă rugăm dacă mai sunt. Vă rugăm, da. Bună ziua, onorată asistență. Sergiu Dărăun să-mi spune, sunt directorul sau șeful interimar al inspectoratului nou creat, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorului sau fost Agenție pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței. Eu vreau să spun că eu voi fi foarte obiectiv și vă spun de ce. Eu am fost, doamna Busuioc, am fost și partea diasporei și am văzut cum conlucrează birocrații și cu funcționarii și cu mediul de afaceri. Eu am făcut business din talpă în Republica Moldova și am trecut prin toată mașinăria birocratică și a funcționarilor publici și o cunosc, de la construcții și afacerea nou creată și respectiv acum sunt în funcție de funcționar public. Noi, de fapt, ca instituții, suntem exact în mijlocul dintre controlul agenților economici și protejarea drepturilor consumatorului, adică cetățeanului. Avem pe rol atât cazuri când agentul economic reclamă multitudini de controale sau abuză în controale și totodată, în perioada asta scurtă pe care o dețin de conducător, vreau să vă spun că fiecare a doilea consumator, adică cetățean, își impune ideea că inspectorii nu sunt destul de severi cu agenții economici. Adică, înțelegeți, ne aflăm într-o situație când, de fapt, opinia publică balansează dintr-o parte în alta. Adică, agenții economici reclamă și, într-adevăr, sunt abuzuri. Eu le recunosc ca și instituții și ca la nivel de țară. Poate, într-adevăr, aceste abuzuri sunt, mai ales avem și reprezentantul CNA, avem acest raport destul de exhaustiv. Dar totodată cetățeanul se simte neprotejat și insistă chiar uneori venind, iată acum chiar am un inspector în cadrul inspectoratului care va fi într-o formulă sau alta penalizat, fiindcă percepția cetățeanului este că el nu a fost destul de corect cu cetățeanul. Sau mai exact cum s-a exprimat, a ținut partea agentului economic. Deci, pe lângă faptul că aceste mese rotunde sunt foarte utile, eu cred că este necesar să dăm cezarului, ceea cezarului, rolul presiei. Presa are, la moment, presa, social media, are o capacitate unică de a educa cetățeanul în valorile democratice, de a lua nu doar știrile sau mesajul este de hate care aduc rating, dar totuși, haideți, atunci când noi am făcut ceva bun, ca instituție eu vorbesc, haideți să demonstrăm și să arătăm cetățeanului că noi într-adevăr lucrăm, ca instituție, ca minister și mai departe. Un caz, vă dau și cazul care a fost nu atât de mult, o benzinărie, percepția consumatorului a fost că a fost
mințit de către reprezentanții benzinării la pompă de 3 litri de combustibil. A treia zi ne-am autosesizat, am ajuns la pompă, s-a nimerit același operator, am demonstrat prin mijloacele noastre de măsurare etalonate că nu s-a încălcat dreptul acestui consumator. Ca să înțelegeți, în momentul când o persoană fizică a postat pe Facebook sau pe o platformă media, nu pot să-mi aduc aminte, în momentul când a fost înșelat, pretins înșelat de 3 litri, l-au preluat practic toți, când noi am venit cu dezmințirea, de fapt am făcut aceeași procedură perfect legală, procedură de stat, și am venit cu o dezmințire, unicul care s-a folosit de această dezmințire, bineînțeles că a fost agentul economic, bravo lui, că a preluat mesajul și l-a transmis. Dar în rest, nimeni absolut din presa, de oricare culoare sau de oricare apartenență pe mine asta mai puțin mă interesează, nu a preluat mesajul să arăte că de fapt agentul economic a fost corect. Și asta ar fi de fapt un mesaj de coerență dintre ceea ce facem noi ca instituții și ceea ce face agentul economic. Iată, eu și aici aș vedea o parte a problemei, când presa, mijloacele astea, media, agențiile de business s-ar așeza, poate ni s-ar oferi o oră pe săptămână de spațiu mediatic, unde noi am putea să discutăm aceste probleme, unde cetățeanul ar putea să vadă, ar putea să vină el cu niște intervenții, unde să ne arăte, unde noi greșim ca instituții de stat, sau invers, unde agentul economic abuzează, sau de ce nu, și cetățeanul ar fi de rea credință. Adică eu nu exclud niciuna din aceste situații. Mulțumesc mult! Mulțumim mult! Mulțumim, vreau să vă spun că jurnaliștii și juriștii au un loc special în iad, așa că nu putem să pretindem. Colegi, mulțumim pentru aceste comentarii. Vă rog, dacă mai sunt doritori să intervină. Da, vă rugăm. Bună ziua, onorată asistență, mă numesc Viorel Sochirc, sunt șeful Direcției Evaluare, Prevenire și Implementare a Politicilor, Autoritatea Națională de Integritate. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la acest eveniment. Vreau să spun că chiar din start s-a simțit cele două baricade. S-au evidențiat, chiar dacă suntem aici, parcă adunați. Deci, unii ca ce trebuie să fie comun, și patronatele, și mediul de afaceri, și organele de control, trebuie să, deci, încurajeze denunțurile către organele de prevenire și combatere a corupției. Asta e prima, de la ce pornim. Deoarece vreau să vă spun că mita, ea se materializează. Se materializează în averi, în interese personale. Sunt organe abilitate care trebuie să le investigheze și să vie cu finalitate la aceste fapte, dar totodată acolo unde este posibil către organele de control, mai mult mă refer, trebuie revenit la momentul cu rotația cadrelor. Deoarece sunt raioane, localități unde și agentul economic și controlorul stau bine mersi de zeci de ani. Și acolo sunt rădăcinați tocmai și n-au nicio problemă cu actele permisive, cu prelungirea actelor permisive și așa mai departe. Deci, foarte un rol important, deci, în această ecuație îl deține conducătorul organizației publice sau organului de control. Ei se mai schimbă din când. Sunt funcționari care, iarăși, la fel, zeci de ani activează. Foarte bine se cunoaște despre cu ce automobil de lux merge, unde locuiește, se mai aude, dar având ca funcționar public un salariu destul de modest, aș spune. Deci, totodată, vreau să vă spun că iarăși acolo unde este posibil, pandemia ne-a învățat să lucrăm la distanță. Și multe organe au, deci, pot fi verificate niște materiale, niște documente și de la distanță. Avem semnături electronice, agenții deci publice au semnături electronice, au și conducătorii întreprinderilor. La fel în organele de stat. Este în vogă instituirea unor subdiviziuni dedicate controlului integrității. Inclusiv în autorități publice centrale sau deci chiar autonome. Nu prea e clar
care este rolul lor în toată ecuația, da? Cu ce se ocupă, deoarece eu nu cred că ar fi foarte greu de monitorizat sau de evaluat cât de rapid un agent economic primește autorizați în 2-3 zile, de exemplu, și dacă termenul limită e 30-35 de zile, cineva îl primește în ultima zi. La fel, iarăși, în final vreau să spun că se lucrează, cunosc colegii de la Centrul Național Anticorupție, foarte mult lucrează asupra noului document, noi strategii naționale de integritate și anticorupție, unde este capitol separat chiar și în cea care se implementează acum cu sectorul privat. Deci aici eu cred că trebuie să fie nu doar 25% acordat sectorului privat, dar chiar de ce nu 50-50. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim mult! Dacă sunt alte comentarii, întrebări, vă rugăm. Suntem de principiu pe final de eveniment, cred că dacă dorește cineva la final să intervină. Înțeleg că nu. Eu cred că am avut o discuție foarte, foarte utilă pentru toți, pentru că am văzut puncte de opinii diferite, da, și am avut luxul să discutăm viziunile multor instituții care au diferite puncte de vedere pe marginea acestor subiecte. Eu sper că mâine, în cadrul Consiliului Economic, noi vom continua această discuție, pentru că e important să continuăm discuția privind expunerea oamenilor de afaceri la riscurile de corupție și la abuzuri din partea reprezentanților statului care sunt rău intenționați. Din păcate, avem încă acest fenomen. Și mai mult sper că aceste, sau cel puțin o parte din aceste recomandări vor fi luate în considerație de către autoritățile relevante. Cu siguranță, subiectul trebuie discutat în continuare. Vă mulțumim mult pentru participare și să ne auzim de bine!